din asta de vorbă cu ucenicii. Și după ce marea mulțime de ucenici din Ioan 6 hotărăsc să se despartă de Domnul Iisus Hristos și rostesc acele vorbe care nu se vor uita niciodată. Destul, e prea mult pentru noi. Cum să mâncăm din sângele Tău și cum să mâncăm din trupul Tău și să bem sângele Tău? Domnul Iisus Hristos are o discuție interesantă cu Petru. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte discuția asta între Domnul Iisus și Petru? Să uite Domnul Iisus Hristos la Petru și zice, voi? Nu vreți. Voi mai stați aici? Păi nu. Voi mai vreți să stați cu mine? Toată lumea a plecat. Voi mai vreți să stați? Când toți își urmează cursul lor, când toți se risipesc, când omenirea are o altă traiectorie, tu chiar vrei să rămâi aici și stai lângă Domnul Iisus. Și Petru zice, Doamne, la cine? Doamne, la cine să mergi? Tu ai? Petru de cântare spune, eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Undeva Petru spune, Doamne, chiar și la moarte. Pavel, la altă dată, ne îndemna și ne îndeamnă și astăzi. Călcați pe urmele mele, pentru că și eu cam pe urmele mele. Hristos. Voi chiar nu pot duceți. Eu știu că m-ai iubit până la sfârșit. Și astăzi sărbătorim, dacă vreți. Astăzi sărbătorim această dragoste a Domnului Iisus Hristos. Amin. Ne-a iubit până la sfârșit. Chiar și atunci când stăteam pe cruce, m-ai iubit și te-ai iubit până la sfârșit. Chiar și atunci când ai purtat păcatele mele și păcatele tale, ne-ai iubit până la sfârșit. Chiar și atunci când eu rătăceam și mă umblam pe unde nu trebuia să umblu și când mă spălam cu noroiul lumii acesteia, Hristos m-a iubit, glorie Lui, și îmi iubesc în această seară. Poetul de cântare spune, când eram rătăcit, noaptea cea grea, când umblam în întuneric, departe de tot ce era frumos și de tot ce era lumină, spune, acolo m-ai atins. Și acolo te-ai plecat și m-ai scos. Din noaptea cea grea, din vestă, m-ai ridicat și m-ai pus piciorul pe stâncă. Această după masă aș vrea, la fel ca și Petru și ca cei 12, cei 11, de fapt, ucenici, să nu ne ducem niciunul. Amin. Amin. Să rămânem lângă Domnul. Amin. Amin. Chiar dacă societatea noastră întoarce și se întoarce 90 de grade sau 180 de grade, dacă vrei de la cuvântul la tema de vorbului, noi să rămânem lângă Scriptură. Amin. Chiar dacă întreg orașul nu mai vrea să audă de Hristos, noi să rămânem acurați în Hristos și în cuvântul Său. Amin. Amin. De ce? Pentru că El ne iubește. Amin. Amin. Noi nu avem un Dumnezeu mort, nu avem un profet care a murit și nu mai știe nimic de El, avem un Dumnezeu viu. Amin. Amin. Avem un Tată care ne iubește, care mijlocește pentru noi, un Tată care ne-a pregătit un loc în cer și ne așteaptă acolo. Ești gata? Vrei să ajungi acolo? Când eram rătăcit în noaptea cea grea, Iisus m-a iubit și m-a pus piciorul pe stâncă. În această rămasă, El este aici. În noaptea păcatului tău, vrea să te elibereze, vrea să te scapă, vrea să-ți pună piciorul pe stâncă. Doamne, la Tine vrem să stăm.